A cui a fost această idee de a organiza la mall? Deci ideea de a organiza această activitate a fost a noastră, a cadrelor didactice, în primul rând a cadrelor didactice voluntari în organizația Salvați Copiii, care de fiecare dată încercăm să facem câte ceva pentru copii. Acum, pentru că se organizează de ziua lui Eminescu peste tot și în toate instituțiile, mai ales școlare, tot felul de activități, ne-am gândit că ar fi bine să ne adunăm aici la mall, unde să dăm... Să amintim cetățenilor botoșeneni despre ziua lui Eminescu, că sunt foarte mulți care poate că au uitat-o. Ne-am gândit să nu fie sub formă de concurs, ci doar de a se recita într-un număr record de copii, să recităm doar o parte din Luceafărul, poezia cea mai cunoscută, și de a aduce în fața noastră și faptul că versurile lui Eminescu sunt cântate și atât de frumos de oameni inimoși din județul nostru, din orașul nostru. Cine este mai exact organizatorul acestei activități? Deci, organizatorul, eu sunt coordonator de voluntari la organizația Salvați Copiii sub filiala Botoșani, filiala Suceava. Am adunat întotdeauna cu voluntarii care vin fără nicio reținere atunci când e vorba de activități. Sunt profesori foarte mulți, n-aș vrea să uit pe cineva, dar sunt profesori de la școala 12, Eugenia Haluca, Diana Prescorniță, Anișoara Radu, domnul Laurențiu Palade, doamna Corina Palade la școala 11, Monica Munteanu, Minodora Topală. Deci sunt foarte mulți, îmi cer scuze dacă îi uit pe careva, dar se implică și fac activități, chiar dacă timpul nostru este destul de delimitat să ne împărțim între activitățile de la clasă și activitățile extrașcolare. Le facem cu foarte mare drag. De la ce școli sunt elevii care au recitat poezia lui Ceapărul? Deci cei mai mulți sunt elevi de la școala 11, pentru că acolo m-am implicat cel mai mult, de la liceul pedagogic, corulare, sunt elevi care au recitat, de la liceul de artă, acolo sunt vreo 30 de elevi ai corului, de la școala 10, de la școala 12 și școala 7. V-a fost greu să organizați această activitate? Nu. Când e vorba de activități din aceștia, deci mă învârt în cercul acela de oameni compatibili, în care dacă spun, hai să facem o chestie, o facem repede. Și de ce ați ales ca această activitate să se desfășoare la Uvertura Mall? La Uvertura Mall, pentru că vin foarte multe persoane, urc aici, ne aud, își amintesc cei care au uitat, cei mai în vârstă, își amintesc și nu trece neobservat această zi. Și o amintesc toți botoșenenii, pentru că este al nostru și ne mândrim cu el. Veți mai face și la anul viitor o astfel de activitate? Dacă nu o astfel de activitate, o activitate despre Eminescu, cu siguranță o vom face, dar mall-ul este un spațiu în care vrem să desfășurăm foarte multe activități anul acesta, pentru că ne oferă această șansă. Și de ce elevii au interpretat doar primele 5 strofe din Luceafărul și nu toată poezia? Deci avem elevi care recită toată poezia, tocmai pentru că este foarte lungă și e mult, și noi am vrut doar să fie un moment Eminescu prin care să-i amintim. Dar dacă ar fi fost să facem așa, ar fi trebuit după aceea să vedem care e cel mai bun, care a recitat mai frumos, și s-ar fi transformat într-un concurs. Concursuri despre Eminescu avem foarte multe. Multe le facem la sfârșitul anului, deci când se comemorează Eminescu. Dar acum am zis să fie un record de cât mai mulți elevi care recită în același timp. Mulțumim!